ziua. Dacă nu, eu la Robert Trogger la mine. Bună, Robert. Bună. Salut. O să stau și aici cu voi? Sigur. Sigur. Da, eu, un loc, da, e o stare bună, un loc șor. Da, eu am ai o stare bună. Poziție bună, Robert? Da. Noi aici suntem triste, ne plictisim. Dacă vrei, stai jos, că încă pe-mi tot. Hai că pe sus, Rina. Sau poți să ții pe mine? Poți să... Da. Stau așa, poți să... să ne mutăm în casă, dacă vrei. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine. E mai frumoasă. Ce liniște la voi aici, armonie aici. Da, la voi cum e? Păi să mai vii. Teatru. Teatru? Da. De ce? Nu știu, au făcut toți cine de teatru, dar noi am băgat în seamă. Deci au crezut că pun urechea, știi? Păi ai pus-o dacă ne povestești. Nu, că vorbeam în continuare cu ceilalți, nu mi-au atras atenția. Dar era despre voi doi? Nu. Au încercat să-mi atrag atenția Cristina cu Radu, oarecum că Radu o bate, s-au pus de acord, că asta face mereu și zic eu, uite cum te tratează și asta, și vrea să vadă, uite, dăm, ca să vezi, să vezi cum reacționează. Știi ce vreau să spun? Vreau să transmit și la băieți că am fost foarte dezamăgită și măcar Cosmin putea să se implice. Am înțeles, voi despărțiți, sunteți cum sunteți, dar m-am lăsat acolo să mă simt eu prost, să dansez așa. Eu încerc să vă ridic starea vouă și voi nu vreți să participați. Eu înțeleg că, da, sunteți triști, nu mai puteți una alta, tot ce vreți, dar, mai o activitate. Ok, ascultă-mă, o activitate, dar nu exact de dans, de zbengueal. Altceva, un joculeț mai, nu știu, de... să interacționăm, să vorbim, ceva mai tare, așa, nu să... Da, dar nu putem face... Și bărbați în toată firea cum fac simulei. Da, acel contrast așa de la... Păi, da, avem o stare să sărim, să ne zbenguim cum nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ai cum, așa, puțin treptat, știi, alt joculeț putem să... Nu, ok, tu și George așa nu aveți stare. Da, te-a deranjat Claudiu, că n-a vrut să danseze. Da, Cosmin, Claudiu. Păi stai puțin, că n-a fost doar vina lui. Pentru că tu dai vina pe el. I-ai dat ceașca de cafea, băiatul își bea cafea și el își dorea să... Cafeaua era fierbinte. Am vorbit cu el, stați să vă zic. A fost și vina lui și a ta. Vina lui, unica vina lui a fost că nu ți-a zis hai să mergem în grădină că vrea să vorbească cu tine. Dar el când a văzut, aici îl scuz, el când a văzut că tu vrei și îți dorești să faci ceea ce vrei să faci, să dansezi asta, a zis lasă, să te lase, să nu te deranjezi după aia să vorbiți. Cu scopul ăsta am cerut ca să dansezi cu toată lumea. Hai puțin. Și după ce ai dansat și asta, el a vrut să mergeți acolo, dar tu ai plecat, ai luat-o așa și a rămas. Da, pentru că m-a lăsat să dansez ca o ultima așa și el stătea și se uita. Nu te-a lăsat, și nimeni nu dansa cu mine și eu vă făceam vouă acolo atmosferă. Ți Bianca, se pare normal? Bianca, dar tu înțelegi că dacă acea persoană nu are dispoziția să danseze în momentul ăla... Dar el ce zi o a avut? Ai că a avut-o, că a dansat cu tine acolo, a făcut mare show. Păi asta că a fost. Dar de ce acum ce? Nu mai are chef? Nu azi a fost. Păi de ce? Dacă vrem să facem activități, vrem să fie vesel, să fie bine. El vrea să vorbească particular cu tine, ce nu înțelegi? Dar ce să vorbească? Iară vorbim aceeași chestie, că nu-i chimie, că nu-i așa? Nu... Păi nu știu ce vorbiți, asta e partea a doua. Nu-i mai bine să ne distrăm cumva, să ne apropiem prin ceva simpatic? E bine și așa, dar nu era momentul să dansăm altceva, orice altă activitate. Erai să faci alte activități, erai să te implici? Dacă era o activitate să conversăm sau un joc sau cu... Nu, și atunci când am făcut jocul ăla care cu paharul tot n-ai vrut. Pe bune, că așa de frumos sunteți împreună și sunteți doi frate. Dar eu vreau un frate. Dar stai un pic, tu când a fost faza cu trandafirii, n-ai fost de acord păi cu noi. Păi n-a avut care, Cristina. Mi-a adus Radu trandafiri și a zis că suntem falși. Păi pentru că... N-am zis tine, de la am zis. Pentru că au fost chestiile care au fost atunci între noi și omul n-a mai văzut apropiere. Pe bune, vorbesc că chiar sunteți frumos și sunteți doi fraieri. Amândoi sunteți doi fraieri. Ele. Eu nu. Tu, dar tu, dacă chiar îți dorești, pe cuvântul meu, și acum e prima, eu mereu am zis de el că e un fals. Și acum chiar nu mi se pare fals. Tu chiar n-ai nimica de pierdut în... Omul chiar își recunoaște greșeala și nu vreau să mai continuăm acolo. Eu sunt convins că n-ar mai putea vreodată să te dezamăgească la modul ăla. Și, băi, uite cum am întors eu cu Lorena. Eu, ce bine ne-am întors. De ce nu vă dați voi... șansa asta. Eu m-am dus cu șansa a doua acolo, de m-am dus, nici de cum nu m-am gândit că o să ne întoarcem așa. Ia-o în brațe, că îi dau lacrimile, frate. Chiar nu m-am gândit că o să ne întoarcem bine și ne-am întors mult prea bine. Și dacă chiar aveți drag unul de altul, mă gândesc că ți-e greu și nu mă pot pune în pilata, sincer, nu mă pot pune că... Știu ce zic, că te-aș minți să zic că te înțeleg, că nu te înțeleg. Că numai tu știi ce simți. Dar dacă aveți drag unul de altul și pe cuvântul meu că e prima dată când îl văd pe băiatul ăsta, că știi bine că mereu am zis că e fals. Eu dacă nu i-am zis la omul ăsta că e fals, numai Robert te-a zis mai mult, atât. Dar acum chiar îl văd că își dorește, jur, n-ai nimica de pierdut, o-s convins că nu e omul așa de fraier încât să te mai dezamăgească vreodată. Bă, și dacă aveți două camere diferite, jur, nu dormiți împreună, dormiți în camere diferite, dar măcar să fiți
3, 4, 5 ore când sunteți voi doi și să stați la masă, nu trebuie să stați în pas, să discutați, jur mă, dar nu trebuie să vă luați camera împreună, seara sau seara plecați înapoi. Bă, dar nu măcar numai să discutați, că altă încredere o puteți primi decât să stați aici în față la camerele astea. Așa-i. Nici nu știu, uite, dacă ne dă date-ul meu și al Lorena, eu zic că, adică nici nu fac griji și dacă n-ar și transmite, că în față la camere e una, dar dacă am vorbit 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore cu fata aia numai între patru ochi, era imposibil să nu, bă, numai lipiți am stat, ești nebună. Ar fi imposibil să nu ne întoarcem bine, indiferent de ce se vede pe camere. Măcar dacă mergeți la un date, mă, și zici, dormim în camere diferite. Nu vreau să-l mai văd pe ăsta, nu vreau să-l mai văd din postaza, nu vreau să stau noaptea cu el. Da, măcar știți că ați vorbit seara, dimineața și vă duce la un date la mama, așa, la Slobozia. 3 ore mergeți cu mașina, 3 ore numai stați și povestiți. 3 ore numai stați și povestiți. Eu, crede-mă, cele mai tare discuții cu Lorena ce le-am, despre mașină. Jur, bă, era o căldură. Era o căldură și tot lipiți unul de altul. Am 3 ore, nu m-am discutat. Eu jur că n-ai nimic de pierdut. Eu te înțeleg, Laurie. N-ai nimic de pierdut. Și așa să și zici, bă, nu vreau să dorm cu el, că nu-mi place mie să dorm cu el, mai am eu încă semnele mele de întrebare, încă nu mă simt comod în preajma lui, bă, dar să vorbiți 6 ore, cât o să vorbești aici în 3 luni. N-ai absolut nimic de pierdut. Uitați, nu știu dacă v-ați dat seama, dar vă zic ca să vă dați seama, dacă nu v-ați dat seama, dar sigur v-ați dat seama, toate că sunteți foarte istețe. De câte ori încerc să vorbesc pe conștiine? Astăzi am tăcut și ieri și alaltăr și am 4-5. Noi am observat lucrul ăsta. Atac din gură, vă las, nu intervin peste nimeni. Da, este greșeala mea. Mi-o rectific, o accept. A fost greșeala mea, nu o să mai fie, nu o să mai intru peste nimeni, o să ascult lumea. Și când, în momentul când eu vorbesc, intervine lumea. Dar nu vă dau vina pe voi, intervine acel cineva. Mi-a dat-o Alex. Alexandru, a fost la biserică zilele astea și mi-a cumpărat și mie una. Așa o să fii și tu mai liniștit cu blestemile alea, chestiile. Sunt foarte liniștit. Ai tu. Ai tu. Vezi, mai așa. Și ce vreau să vă zic, el intervine mereu și bagă baloane și... Când vorbeam cu Mihaela... Vrei suc ceva, nu vrea nimic? Te rog frumos, dacă vrei, da, chiar mi-e sete. Sigur. M-a supărat Mihaela că a spus că ea a dormit greu și eu am dormit bine, bătând apropo că eu am dormit bine, dar eu n-am dormit bine. Și pot să dovedesc asta înainte să intrăm în casă. Stăteam nu trebuie să dovedești. Puțin, nu, așteaptă puțin. Nu vorbeam trebuie cu să băieții acolo și știe și Alex că de dimineață m-am trezit la 3-4 noapte, am avut niște vise, dar nu mai știu ce vise am avut. Foarte rău am dormit, vă jur. Și ea bătând apropo că eu sunt bine, că ea era face pe victimă, chestiile astea iar mă dor. Iar mă dor. Păi uite, vreau să spun. Păi ce vrei să facă, de ce cred eu că face în continuare? Stai puțin, unde vreau să ajung. Și când Alexandru a spus adevărul ce mi s-a întâmplat ca să vadă că nu mint sau ceva, imediat a venit colegul, că am făcut live-ul, că mâna o dă în stânga, în dreapta, știi? Nu-l bag de seamă, vedeți că nu-l bag de seamă și nu se mai bag păi de e cel mai bine așa. Da, până... Știi de ce cred deranjează, că... mulțumesc frumos. Știi de ce cred că face ea lucrurile astea? În chestiile astea cred că sunteți total incompatibili și ea face asta că tu nu-i dai atenție și este felul ei greșit, din punctul meu de vedere, de a atrage atenția ție. Dar așa asta este nu se ea. Poate. Asta, da, dar nu poți eu să nu faci spun cu că mine. E ceva corect. Eu înțeleg care de aici acceptă ca nu. Companierul tău, auzi, partenerul tău, dacă nu-i dai atenția suficientă și el simte asta, tu i-o dai, să te atace. Sincer să fiu, așa, eu poate făceam... Dar nu un atac, că ea a dormit rău. Nu, a spus, nu știu cum ai dormit tu, dar eu nu știu ce, adică sau ceva de genul că ai dormit, dacă și eu am foarte bine, rău. Asta nu înseamnă că eu dorm, ceva de genul a spus. Nu a zis așa, a zis eu am dormit foarte, el a dormit bine, afirmat, dar de unde știi, ai dormit cu mine? Dar el voia ca tu să te deci, tu ai negat și s-a rezolvat. Prea Robert, multe lucrurile astea ar trebui să le vorbești, Robert. Și atunci când a zis cineva, își dă cu părerea, oricine își dă cu părerea aici, competiția, este o pereche falsă. Și ea? În loc să zică, ba, nu este. Zice, din partea mea nu e. Păi pentru adică că ea a vorbit pentru ea. Eu mi-am dat seama că are un mod foarte diferit de a fi și de a spune lucrurile. De multe ori eu m-am supărat pe ea pentru că ea îmi spunea un lucru și am crezut că spunea un nume de rău. Dar nu, așa e ea și trebuie să o înțelegi. Să o înțelegi și să o accepti, dacă vrei. Da, dar nu vreau. Dar chestiile astea care te deranjează pe tine, eu cred că ai putea să vorbești cu ea, să-i le explici.
lucruri de genul, nu pot. Știi ce? Sunt curioasă. Ai spus că tu nu te-ai iubit niciodată, nu te-ai îndrăgostit. Dar cum a fost relația aia ta cu fata aia un an și ceva? Adică pe ce s-a... Eu credeam... Pe ce s-a bazat? Eu credeam că o iubesc. Am zis și când am intrat, cred. Nu știu. Scuză-mă, dacă nu am fost foarte atentă, dar... Că, na, nici, nu mă știu sigur dacă am zis, dar mi se pare că am zis. Dar, în fine. Eu am crezut că o iubesc sau ceva, știi? Dar am văzut că am trecut foarte ușor peste, știi?